Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Vom vorbi în următoarele 50 de minute despre sport, mai precis despre sportul rege, despre fotbal. Și alături de mine se află vechiul nostru colaborator și prieten, domnul profesor Aurelian Dragan. Bună seara! Bună seara, bună seara! 15 ani, nu? Sau cât am aici? Cred, și aici? Cred că da, mai mult, cred că s-ar putea să fie 16. Cred că durează mai mult să citești CV-ul decât să... pentru aceia care nu se facă... Au trecut ani. Domnule profesor, înainte de toate, dacă eu m-am cam rotunjit, dumneavoastră v-ați cam subțiat, să nu spun că rotunjit rima cu ofilit, dar nu, sună frumos. Da, nu. E un program. Ce s-a întâmplat? L-am impus. Sunteți îndrăgostiți? Nu. De un an de zile mi-am impus un program. Adică... cel puțin în ultimele 6 luni, de 2 ori mișcare pe zi. De 2 ori. Deci nu odată. În restul, cel puțin o mișcare pe zi, de 40 de minute, fac 2 ședințe de 40 de minute, by online, e-mail-uri, somn la prânz o oră și în rest, mai puțin la telefon, că nu am când. Având în vedere că sunt foarte multe e-mail-uri, am intrat în sistemul ăsta mai greoi decât online-ul și trebuie tot timpul să stau, să dau răspunsul, să corectez materiale, ne facem treaba. Nu mai putem pleca la Chișinău, mai putem face în cei orele practice, încercăm metode cu casete, cu astea, am găsit soluții. Asta e viața, trebuie să găsim soluții, nu? Cum a zis Mendes, nu? Spaniolul, șeful tehnic al Federației Spaniole. Dom'le, căutați-i pe aia care găsesc soluții. Restul, să mai aștepte. N-am apucat să vorbim într-o emisiune despre această perioadă extrem de delicată pentru toată planeta și în special pentru sport, pentru că această problemă rămâne pentru sportivi care sunt mai expuși, să spunem, decât oamenii obișnuiți, pentru că cele mai multe dintre sporturi sunt de contact, deci intri în contact direct cu adversarul și cu echipierul, bineînțeles. Da. Dumneavoastră, cum vedeți continuarea și cum credeți că s-au desfășurat, s-au pregătit toți acasă? Ce înseamnă această pregătire individuală? A fost făcută cum trebuie sau mai mult așa, a fost ceva empiric, să spun? Nu pot să intru în prea multe amănunte, pentru că ar însemna să mai pun și eu vreo 3 cuvinte la ce se spune pe media și, nu? Se dezbate toată ziua, sunt legi, sunt ordonanțe și așa mai departe. Pot doar să-l citesc pe Călin Georgescu, un mare analist internațional, fost președinte la ONU și telegrupului la Roma pe Europa, un om pe care, întâmplător, am reușit să-l ascult și îmi pare bine, și care a spus așa că punctul 1 nu ar fi coronavirus, ci ar fi frica. Deci omul ăsta, care are informații extraordinare, deja a spus acum 5 ani de zile că în 2020 va veni o perioadă de foame, va veni o perioadă de probleme de apă și așa mai departe. El a spus niște studii, a făcut și un proiect pentru România, mă rog. Nu vreau să intru în detalii pentru că nu e politician. Este un expert care ne-a explicat niște lucruri pe date și ne-a spus mai dinainte. Nu am fost atenți. Întreaga omenire a fost avertizată. Acum, depinde din ce unghi privești. Dacă privești din... Eu n-aș privi din unghiul sportiv, poate îl pun în ultima parte a discuției. Aș zice partea economică, în partea sănătății, care pe locul întâi, pe aia partea economică. Și, adică, dau exemple, uite, l-aș place pe Viorel Catara, mă, nu știu dacă e cel mai bun exemplu, dar vă dau niște oameni care sunt cunoscuți. Vreau, zicea, ce e mai important? În război au murit nu știu câți. Aici au murit 1 milion. Bun, 2. E un sacrificiu, într-adevăr. Nu, 300.000. Da. Tot Călin Georgescu amintea că în țările slab dezvoltate mor 300 de copii de foame în fiecare zi. Dacă facem un calcul, o să ne dăm seama că coronavirus nu e chiar așa o sperietoare. De-aia frica e pe ultimul plan la el. În mentalitatea dânsului, de a analiza. M-a întrebat un subiect care, întâmplător, am ascultat niște oameni care au venit cu date.
Și atunci, de asta mi-am permis să spun câteva lucruri, ce zic alții, nu ce spun eu. Ce spun eu, am spus, doar câteva cuvinte peste ce și asumă legile și astea care au apărut și care protejează într-adevăr omenirea, însă, așa cum spun și alții în alte țări, în alte țări, cu un nivel de civilizație deosebit, au reușit prin stabilirea unor obiective clare, de grup, individuale, să respecte niște reguli, astea care se spun în fiecare zi, mii de ori. Oamenii au înțeles și atunci economia a mers înainte și nu a flămânzit atâția oameni. Deci astea sunt discuțiile pe care le poartă alții și care amintesc de ele pentru că poate fi o alternativă la ce s-a întâmplat în anumite țări și ce s-a întâmplat în alte țări. Dar, până la urmă, important este că acest virus e în scădere. Poate că e și vara, el acționează mai puțin în condiții de căldură și să sperăm că vom trece cu bine și nu va suferi o mare parte a omenirii din punct de vedere economic. Din punct de vedere care este extraordinar lucrul ăsta. Sigur, va veni o inflație care, nu știu, pe cine va afecta mai mult. Tot pe oamenii care nu au. Dar să fim sănătoși, nu? Că asta e urarea acum, nu mai, ce mai faci, ce mai zici, să fim sănătoși. Să fim sănătoși și în sport, dacă vom reuși, uite că în Germania deja au dat drumul, căruța se mișcă, deci e vorba de educație, e vorba de civilizație, e vorba de mentalitate, e vorba poate de... Cum vi se pără aceste partide fără spectatori? Ca nunta fără lăutări. Putem la nuntă să nu cânte nimeni. Ce să mai zic? Altceva, dacă vorbim prea mult, detaliem și știu toți oamenii, domnule, asta e. E o situație specială, dar trebuie să înțelegem cu toții, să respectăm legile. În primul rând, eu sunt de acord să respectăm legile. Dacă astea au fost hotărârile, n-avem, trebuie să ne supunem. Am încercat și eu să fac lucrul ăsta. Chiar dacă am și eu o vârstă, am ieșit, pentru că erau necesități care nu avea cine, trebuia eu să le fac. Ieșind, te duci în piață, că te duci ce, o mamă care are o vârstă onorabilă, e sănătoasă să-i dea Dumnezeu în continuare și la toată lumea, dar trebuia să ajut. Mai sunt probleme personale și tot așa. Adică numai în situații, omul care e conștient știe ce are de făcut. Nu mai trebuie să-i spui pune mască. Acum le-a zis nu mai puneți mască și stau cu mască. Deci, omul a intrat frică, ce să mă zic. Iar mă întorc la punctul 1. Cam asta e. În sport îmi pare rău. Îmi pare rău că s-a întrerupt. Va fi foarte greu acum să intri în normal. Mai sunt și niște reglementări care se vor modifica. Adică această pregătire individuală, de fapt, e ce m-am făcut așa. Numai ca să nu amorțești. Mi-i spui omului, dacă ăla nu înțelege, ce să-i faci? O să zici cu mască și fără mască, cum ai scăpat un pic, gata. Adică e vorba și de educație și de mentalitate. Sunt mai multe lucruri aici care ne pot salva. Și cred că poporul român a dovedit care capacitatea să se alinieze unor restricții. Sperăm că ne putem reveni ușor. Aici va fi o problemă la care mă întreb și eu. Dacă economia nu produce, ce vor face și pensionarii, ce va face sistemul bugetar, nu? Cum va reuși să și alinieze. Dar oricum... Nu e ușor. Adică numai pe împrumut să trăiești ca și cum îl împrumut eu la tine, dar nu mai scăp niciodată. În Statele Unite e o problemă, dar în Europa majoritatea țărilor, zic, în afară de turism, divertisment, aici includ divertisment, includ atât spectacolele de teatru, concertele, meciurile zic că restul totuși economiei funcționează, să știți. Sau în condiții speciale, dar funcționează. Adică nu putem să spunem că s-a oprit totul. Am văzut o imagine pe YouTube. Nu știu cine mi-a trimis-o. Un grup de indivizi de ăștia mai cu semnul întrebării. Cine sunt? Îmbrăcați mai sumar, mai necăjiți așa cu niște fețe, cu niște bărbi și așa mai departe. Și spunea că un grup de intelectuali români care abia așteaptă deschiderea muzeelor. Dar muzeele oricum au fost deschise. Da, ne distrăm și noi, dar nu-i de râs. Nu-i de râs că... Vreau să vă la sănătate.
S-a încercat un, așa zis, puci, să spunem, pentru că șase echipe din play-out, șase din opt, au încercat să determine Liga Profesionistă de Fotbal să... Adică n-au vrut să, nu vreau să mai joace în campionat. Și ce le-a răspuns Justin? I-a lăsat odată, i-a lăsat de două ori. Oamenii vreau să scape, ca orice om care în viață dorește să scape mai ușor de necazuri. Și, dom'le, dacă dă la o sumă de bani, zice că a scăpat. N-a scăpat, că dacă n-ai continuitate și produci, nu scap. Dar în primul rând au venit deținătorul de drepturi TV și cerea banii înapoi. Asta, ajungeam acolo, bineînțeles. Omul a venit sec, ca la poker, și le-a zis. Nici o problemă, umblăm la drepturile TV. A doua zi toată lumea s-a întors invers cu problemele. Nu mai așa, așa este. Sigur, are dreptate domnul Justin. Sigur, trebuie să mai gândim, să medităm problemele. Păi nu era normal, omul îți dă bani că trăiești din banii aia. Și tu vii acum să vrei să scapi fără să muncești? Nu mi se pare chiar normal, nu? Adică asta e, normalitatea era într-o frază. Curios este că și un club ca Viitorul, condus de... doi dintre cei mai mari jucători români în toate timpurile, Gică Hagi și Gică Popescu. Au fost de acord cu ideea, da, asta nu știam de Gică și de Hagi. Nu vreau să comentez, că sunt prietenii mei și nu vreau să comentez, dar e părerea lor, probabil că au și argumente. Eu mi-am spus punctul de vedere pentru că e normal, nu? Dom'le, dacă eu dau banii, eu hotărăsc. Nu? Deci dacă nu mai dau bani, și pun. Rămâne sistemul cum ați dorit dumneavoastră. Și ce facem? Oricum era un an extrem de important și din punct de vedere fotbalistic, pentru că s-ar fi disputat campionatul european de fotbal cu meciuri la București. Poate s-ar fi calificat și România, deși nu știm. Și apoi ar fi fost Olimpiada, unde reveneam după 50 de ani. Da. Reveneam la Olimpiada după 50 de ani și tot la Tokyo. Și n-a fost să fie. Eu abia așteptam aceste două competiții. Și că pe mine mă bucur că s-a amânat campionatul european, pentru că cu ocazia asta terminăm și noi stadioanele, adică ne putem lăuda cu ceva. Acum nu știu dacă reușim și calificarea, mi-aș dori din inimă. Uitați-vă, a rămas un tip care, mă rog, după 15 ani în federație, mai rămân cu niște amintiri. Asta ar fi chiar culmea, nu? Să nu fie terminate stadioanele. Se termină, dar... poate e așa cum zice Pițurcă, că să-i promoveze direct în Liga 1. Adică celelalte echipe nu au niciun merit, au muncit degeaba într-un campionat, au făcut puncte de pomană, au investit de pomană și trebuie să intre CSA Steaua direct în Liga 2, așa dacă se poate Liga 1, că merită că a câștigat în 86. O echipă, dar nu, o echipă care n-a existat timp de 14 ani. A existat 14 ani și acum, să fim sincer, nu o să nici pro, nici contra Gigi Becali. Hai să luăm realitatea în piept, cum să zice. Dom'le, în ziua de azi, fără bani la fotbal, nu poți să faci treaba. Acest Gigi Becali, și cu bune și cu rele, a ținut echipa și nu că a ținut echipa. Că e ușor să, aici, te lauzi, țin o echipă. O ții un sezon, două, trei. Omul ăsta o ține de ani de zile și uite că a avut și rezultate internaționale, dă și jucători la loturile naționale și a format și a realizat, deci, în afară de rezultate, are infrastructura realizată. Are baza sportivă extraordinară pe care se pregătește. Și a făcut academia, a fost primul care și-a refăcut academia. Da, cea din Berce. Și a făcut academia foarte bine organizată. Deci, ce să-i reproșez lui Becali? Că are cineva ceva cu Gigi? Dom'le, dacă ai cu Gigi, vorbește despre Gigi, nu vorbi despre dacă vrei, vorbești de realizările lui Gigi, că sunt niște realizări. În timp ce Steaua se chină, ce Steaua, Steaua și cu părere de rău, vorba aia, tu știi că noi suntem steriști, dar steriști de bună credință, nu acum, hai, că dacă zice Pițurcă așa, să fie sănătos Pițurcă. Sau Doru Stoică. Am crescut de copii împreună. Dom'le, au ceva cu Gigi, treaba lor. Dar nu ne luăm acum de niște lucruri serioase care s-a investit. Deci la clubul Steaua s-a investit. Mă rog, asta e problema. Și mai sunt și altele acum. Bine, mă distrează neapărat. Mă amuză faptul că se tot vehiculează varianta că, domnule, vezi că justiția s-a pronunțat. Dar ce e justiția din România? Acum, serios. Vreți să spun eu ce încrederea mea în justiția din România? Sau când îi aud pe unii că nu comentez deciziile justiției. Dar ce să nu le comentez? Suntem conduși de sfinți? Așa au dat dovadă de probitate morală și profesională acești magistrați români?
care sunt deciziile acestea? Dacă le luăm la puricat, până la urmă dă vreunul socoteală pentru greșelile pe care le fac? Pe care le-ar putea face sau le face? Da, nu știu dacă e încheiată povestea cu... Și acest personaj Talpan mi se pare ridicul. Acolo am vrut să ajung. Acest domn Talpan pe care... Chiar se vehicula într-un timp, cred că a fost o glumă azi, ca noua arenă să poartă numele lui Talpan. Da, bine. Dar astea sunteți specialiști. Domnul Talpan, din punct de vedere al spiritului sportiv și al educației sportive și în tot ce vrem să spunem despre sport și în special despre fotbal, este un tip modest. Modest, la nivel de cunoștință. Are și niște orgolii personale, nu știu cine îl susține atât de tare. Nu cunosc din punct de vedere legal, pentru că nu sunt nici judecător, nici procuror. Ați citit probabil sau ați aflat că domnul Talpan a cheltuit din bani publici, banii Ministerului Apărării Naționale, câteva zeci de mii de euro pe copii Xerox? Bravo, e bine că i-a avut, nu? Dacă i-a avut și a cheltuit și nimeni nu-i zice nimic, înseamnă că merge în continuare, din greșeală în greșeală, dar nu spre victoria finală. Atenție mare că se știe finalul. Da. Auzi, și ce facem noi, Gabi, acum? Vorbim de Talpan, ăsta e un tip izolat în omenirea, în lumea fotbalului. În lumea, ce procese. Am văzut că își critica șefii ierarhici, adică cum tu, militar, să-l critici pe comandantul tău și fără să primești sancțiuni. Nici nu știu ce să vorbesc. Mi-e și frică să vorbesc de un individ ca ăsta, din compasiune, nu vorbesc despre el. Revenind la această perioadă de pandemie, pe care nu am depășit-o, dar s-a ieșit din starea de urgență. Acum am văzut că ministrul tineretului și sportului a spus că pot începe fotbaliștii, micii fotbaliști, copiii, juniori, antrenamentele, dar să facă câte trei. Cum îi vedeți dumneavoastră? Ce soluție vedeți? Cum pot fi grupați sau disciplinați acești copii să facă câte trei antrenamente individuale? Trei, cinci? Acum, cinstit, și ministrul sportului și alte reglementări care sunt la noi la ora actuală sunt influențate de aerul ăsta european, mondial, în care ne zbatem cu toți și toate reglementările care sunt. Și împrumutăm și noi de acolo, dintre ele. Acum, fotbal la nivel de copii, cu trei jucători, eu zic că se poate face. Adică, dacă împarți foarte bine terenul de joc, asta am spus-o chiar la un curs acum online, care l-am predat, cu câteva zile, se poate lucra. Dacă ești un antrenor bun, profesor, nu poți să lucrezi, dar este o etapă, nu? Adică pentru tehnica individuală, pentru anumite mișcări care în joc, sunt specifice jocului de fotbal. Se poate face, dar asta o perioadă. După aia trebuie toată perioada, pentru că fotbalul este joc colectiv. Copiii vin să joace acolo. Ei nu vin să facă instrucții. O să aibă ei timp în viață să aibă grijă de instrucția lor și ce fac alții cu ei. Dar e greu. Însă, pentru ce se întâmplă? Va veni un lanț foarte greu. Dacă se întâmplă ceva cu un copil, este alarmă. Toți părinții, domne, de ce ați dat drumul, domnule? Nu vedeți ce spune legea, ce face? N-ați respectat distanța socială, nu v-ați pus mască, fără mască. Deci apar alte discuții. Și organele statului, probabil că vrând să nu cadă în capcana asta care poate apare, se gândeau și la campionat, numai la nivel de copii și ăștia mici, nu. La nivel de campionat, că dacă apare un caz, ce facem? Că îi bolnăvim pe toți și tot așa mai. Păi dacă o ducem așa, înseamnă că ducem omenirea de rând, de râpă. Numai, deci trebuie să și riscăm, dar să încercăm să fiecare individ în parte să respecte regulile care au fost impuse. Și în felul ăsta, cred că ăsta Viorel Cataram, ascultam în seara asta întâmplător pe căști, că tot făcea mișcare și spunea, domnule, uite, perioada asta, martie până acum, două luni de zile, putea fi evitată și să începe direct cu perioada asta. Dacă oamenii înțelegeau, domnule, trebuie să facem asta, asta și asta, da. Și dacă eram pregătiți să înfruntăm un lucru care nu le-am așteptat toată lumea, asta e. Dar va trece, sperăm că nu va reveni. Da, dar până una alta, cum vedeți antrenamentul?
Cum ați organizat dumneavoastră lucrurile ca să... Păi dacă, sunt două lucruri. Ori respect legea și nu fac antrenament, ori nu respect legea, închid totul acolo și fac de capul meu, dar sunt răspunzător și eu și cei care se angajează la treabă. Legal este să faci cu... Păi cu trei. Și acum la grupe de copii, dacă la o echipă de seniori, să zicem că ai 20 și ceva de copii, la o echipă de copii poți să ai peste 30 sau 30 de copii. Spune și mie cum reușești să lucrezi cu 30 de copii, dacă lucrezi cu 3. Lucrează 3, pleacă 3, ăștia se odihnesc, ce fac? Păi până vine rândul lor, la altul vine masa de seară. Nu. Deci e o problemă, nu știu, trebuie făcut la ore diferite, bazele sportive nu sunt chiar așa de multe, să zici că, dom'le, îmi permit să am un spațiu de 3 ore în care pot să mă desfășor cu 30 de copii. E delicată povestea, nu știu, am înțeles că la nivelul, nu știu dacă nu cumva la fundație au fost chemați toți antrenorii și s-a hotărât, acum nu știu, nu cunosc toate condițiile, am auzit numai o vorbă de la unul dintre proprietarii unei grupări, le-a zis, domnule, o să-i dăm drumul cu grupe de copii și așa mai departe. Dom'le, sunt și eu curios. Chiar că am să merg și eu pe la stadion, acolo și la adunarea și la siderurgistul, așa, din curiozitate, să văd cum reușesc oamenii ăștia să fac lucrul ăsta. Eu tare, că nouă poziții pe teren. Aici e problema. Nu e altă poziție, că lucrează câte trei. Lucrează trei, mai lucrează trei. Păi, și când apare adversarul, ce facem? Dăm deoparte. Bine, lucrăm. E o perioadă că nu crezi numai cu mingea. Dom'le, n-avem nevoie acum de adversar. Fotbalul e adversitate, nu? Așa, da? Nu mai vin copii. Se plictisește, lasă-vă, bă, tată, mă duc și fac șah. Punem tabla la 2 metri, mutăm pionul, calul și gata. Ce? Sau fac bicicletă, ergobicicletă și așa mai departe. Deci să găsesc alte soluții. Oamenii caută soluții. Cum a zis și Mendez, nu? Spaniol. Să-i căutăm pe aia care găsesc soluții. Dacă noi găsim pe aia, e treaba noastră. Aia ne trebuie în societate. Dar nu putem să... Că am citit că în România se va, în fotbalul românesc, sau în sportul românesc, se va adopta sau se va copia modelul german. Cum a reușit și din Bundesliga să... Eu am încredere în băieții profesioniști. La nivel de copii juniori e mai greu, care e nucleul de formare. Deci dacă ăștia mari îi cred, dar că sunt profesioniști, să facă programele care și sunt și supravegheați cu camere, și să le respecte, se intră pe platforme și așa mai departe, să respecte în mare parte, la nivelul copilor juniorilor e mai problematic. Deci nici n-au sunat cu goarnă și de pe 15 mă uit pe stradă la medici. Dacă ai ieșit și nu ești atent, ai lovit 3-4 copii, accident. Ei vin într-o viteză cosmică. Deci nu, mă, aia se joacă în 3, n-au nicio treabă. Noi facem restricții cu 3 copii la antrenament și joacă câte 20-30 acolo, unii peste alții. Ascunsele, boara în foc și alte jocuri. Ce mai am de copii? Acum aleargă unii după alții. Vreau să-i duci în curte la mine, bine că nu era foarte zis. Modelul german însă presupune, pleacă de la două lucruri. Unul se numește educație și doi, mentalitate. Astea două. Deci, în momentul când îi spui un om, faci asta, faci aia. Neamțul e neamț. La noi, eu nu spun că poporul român a încercat acum, în perioada asta, să facă multe sacrificii. Au stat în casă, unii au început să fure curent acum. De atât a stat în casă. În ghilimele, bineînțeles, când m-a întrebat cineva, zice, dom'le, dar cine ți-a furat curent? Zice, nu mie mâna, auzi, zic, lasă-mă, nu înțelegea expresia, e o expresie normală. Deci asta e diferența, de acolo plecăm, ne ducem la pregătire și așa mai departe. Ideea și-au permis să înceapă, pentru că sunt foarte bine organizați și pleacă cu cele două cuvinte în față, educație și mentalitate. Ce se întâmplă în America? Pentru că fiica dumneavoastră, Roxana, este în Statele Unite și chiar e în apropierea New York. Nu, chiar în New York. În New York, unde a fost eroare acum. Da, ce să facă? Nu e ușor. Nu e ușor. Ca și la noi, ce a reușit să facă guvernul, așa au făcut și americanii, le-au dat un șomaj, o sumă de bani ca să poată întreține
primitoare așa, dacă nu muncești, dar acolo vreau să spun că cazarea este, se plătește diferit față la noi, adică sunt niște sume care înseamnă peste tot ce îți dă cu șomaj. Aici e problema. Deci suma este importantă pentru noi, pentru România, dar acolo nu e așa de ușor. Și acum încearcă și ea soluții, că tot ziceam și noi la telefon. Bă, tată, uite, ți-a permis să mergă la antrenamente? Nu, nici bun. Sunt unele state unde s-a ridicat, adică în California se antrenează. Sunt de acord. Și orașii și da. Grupări, unde se face. El chiar se gândește acum. Dar, să spunem așa, în Statele Unite, New York-ul, zona New York-ului, a fost epicentrul pandemiei. Corect, așa este. Ea acum caută soluții. Bine, a stat clar, izolată, nu? E și fricoasă, e fată, oricum e altceva. La început a fost o glumă și pentru întreagă decizie americană, plecând de la Trump, în care au zis, dom'le, e o gripă și cu asta basta, ce să faci? După părerea mea, și nu sunt singur, după părerea mea, Donald Trump a gestionat catastrofa situația, da? Nu știu, nu mai vreau să citesc pe cineva, am să spun altceva. Dacă raportăm numărul de morți la populația numai a New York-ului, o să ne dăm seama că nu e chiar așa. Și dacă revin la discuția dinainte, cu 300 de copii care mor în fiecare zi în Africa de foame, iar să-l citesc pe domnul Giorgescu. Gândiți-vă că până acum au murit oameni care fac populația Tecuciu, numai în Statele Unite. Da, deci pentru ei nu e... Nu, dar când o treime dintre victimele de pe glob sunt numai în Statele Unite, să spui un semn de... Nu știu când este un război care pe scurtă durată și mor 1 milion, război două altceva, zile. E o confruntare, păi tragi război. Cu arme, acum e... Aici e tot război, cine e un alt tip de război. Da, cu cine? Cine cu cine? Cu ce? Cu acest virus. Doar nu, să nu spuneți că dumneavoastră credeți și dumneavoastră într-o teorie conspiraționistă. Nu vreau să dezvolt subiectul, că nu e treaba mea. Sunt păreri pro și contra. Deci nu trebuie să mă bag aici. Hai să ne vedem de spor măcar și lasă-i pe alții care specialiști să rezolve. Noi îi dăm și noi cu părere ca orice cetățean. Ceea ce este clar, atât în America cât și în restul țărilor, de fapt pe tot pământul, cel mai probabil se va juca fără spectator total, până la sfârșitul anului. În toate sporturile. Nu putem ști cum va evolua. Că totul e de evoluție. Pentru că există și situații paradoxale. De exemplu, în Belarus nu s-a întrerupt campionatul. S-a jucat. Și n-am auzit niciun caz de jucători. În Suedia s-a întrerupt ceva? Nu, dar suedezii au spus că au gestionat foarte prost situația și au cel mai mare număr de victime din istorie într-o lună. Și cu și fără victime tot au fost. Și acum hai să fim și ei, să spunem și ei adevărul. Nu știu dacă toți au murit de corona. Să fim sinceri acum. Unii au murit sărății de ciudă. Alții au murit. Că n-au putut să intre în spital. Să se vindece de altele. Unii au murit și așa mai departe. Corona a fost ultima etapă. Da. Dar eu știu persoane perfect sănătoase. Cunosc pe persoane care s-au infestat cu corona și au stat în spital. Deci nu au avut nicio boală, nicio altă boală. Și au fost aproape de moarte. Sărări. Se întâmplă. Da. Și cum vedeți, după părerea noastră, dumneavoastră ar trebui să se joace numai fără spectatori, nu? Și oricum, sporturile de sală, sporturile din interior sunt mult mai expuse decât cele de din exterior. De închise, mă rog. Probabilitatea, acum cred că cea mai bună soluție ar fi să vorbească specialiști. Noi ne dăm cu părerea. Dar nu putem să trecem peste niște specialiști care au un punct de vedere și nici ultima dânsii. Ultima soluție încă o revoluție. Nu, și nici dânsii deocamdată nu cunosc ce se va întâmpla, care, cum va evolua în continuare. Bun, el va scade acum, gata, e clar. Dar să vedem, mai există altă fază? A fost cu dedicație sau fără? După părerea mea, nu va mai exista o altă fază, pentru că s-au luat și apare altă fază, mai grea. Nu, se vor lua și măsuri, până la urmă. Și pe mine mă distrează persoanele care sunt împotriva vaccinurilor. Și spun că vor să ni se implementeze anumite diferite chipuri, microchipuri. Și am citit acum niște cretinisme, că nu pot să le spun altfel, cum că și acea termoscanare cu termometrul frontal, termometrul acela electronic, de fapt, reprezintă, îți introduce ceva atunci când te termoscanează. Cred că unora putea să le introducă puțină inteligență.
Sau să le, să încerce să le trezească la viață neuronii mucegăiți sau care au prins pânze de păianjen, dacă au așa ceva neuroni. Haideți să fim serioși. Am văzut că aseară un cetățean la București, cred că la București era, se plângea că a fost bătut de poliție, dar cine știe ce a făcut, că el vrea să intre fără să fie, să îi se ia temperatura, vrea să intre. Pe mine chiar m-a bucurat că mi-a luat temperatura, spun și eu că n-am mai luat temperatura de ani de zi. Eu nu fac în general. 36 cu 2, cu 3, cu 4, mai găsit. 2, 3, 4, dar nașul meu la București spunea că tot așa a fost termoscanat cu acelea. Și le-a apărut temperatura 33,3. Și el spunea, doamne, nu sunt șarpe. Ce cum să... E prea puțin, mai pune ceva. Dar n-ai cum. Poate n-avea baterii, erau epuizate. Dumneavoastră, când credeți concret că ar putea fi reluată Liga 1? Adică ar putea fi reluată între cele... Păi Liga 1 se va relua, clar. Da. Deci, clar, asta în iunie va începe. Dacă nu se întâmplă vreo minune și sper să nu se mai întâmple, seria. Problema este că e fără spectatori, e bine să se continue, să existe continuitate, să existe promovări, să existe retrogradări. Aceste înghețări nu fac bine, pentru că și nici, uite, și asta cu punctele. Apropo, și un lucru care, logic, l-au spus mai mulți conducători de cluburi, antrenori, specialiști. Dom'le, de ce în jumătate țin punctele? Păi ăsta a muncit să ia, deci spui așa, dacă iei 3 puncte, ai prima atât. Dacă e un punct, ai prima atât. Nu? Dar dacă e două, dacă e un punct jumate, cât ai? Eu știu. Nu. Acum, cinstit. Deci eu plătesc punctele, nu? Obiectivele și așa mai departe. Păi ce obiectiv plătesc dacă eu am scăpat? Știi cum fac ăștia acum? Eram antrenor în Liga a doua la FCM și îmi aduc aminte că la una din etape Poiana Câmpina nu s-a prezentat. Și noi trăgeam la promovare. Eram în anul ăla bun, 90-91, când eram la bătaie cu Rocar la promovare. Când vă numeați Gloria CFR. Sau Gloria, nici mai știu cum. Am văzut de și niște poze pe Facebook cu echipa de atunci, cu dumneavoastră. Da. Mă rog, am fost o perioadă bună. Regătatul Naie Burcea. Da. E meritul și al conducerii și a orașului și a jucătorilor care au venit să ne ajute de la... Oțelul. Aveați o mustață la Ion Țiriac, așa, și... Da, da, numai că nu era albă. Și greutatea ați ajuns aproape de greutatea de atunci. Da, nu. Păi atunci aveam vreo 80. Cu valiza în mână și... Eram... Acum am 91.500, m-am cântărit chiar ieri. Am slăbit vreo 17 kg, dar în timp. Și am slăbit fără pâine și dulciuri. Nu. Și fac mișcare de două ori pe zi. Asta e secret. Nu, în rest mănânc la prânz, mănânc dimineață, dar nu dezordonat. Seara, după ora 8 mai puțin, mai mult cu salate, seara, da. Dar normal, nu, ca orice om. Nu. Uite, la prânz, astăzi fiind și vineri, am mâncat fasole cu ciolan. Supă de fasole și fasole cu ciolan. A zis nevastă, dar dumneavoastră este gata, miercurea și vinerea ținem post. Numai că mâncă cu ciolan. Nu văd, pune-mi dragă și ciolan, cu ceapă. Asta e, la român. Credeți că se pot înregistra niște rezultate spectaculoase în Liga 1, odată cu aceste meciuri fără spectatori? Aparent, unele echipe nu se concentra foarte... Nu cred. Uite, mă uși la campionatul german și la noi va fi la fel. Se va păstra această ordine, după părerea mea, pentru că toate echipele au fost supuse aceluiași tratament. Adică n-au făcut pregătire. Sau care au făcut individual. Adică clasamentul va fi cam aproape. Cam așa va rămâne. Același anul trecut, CFR, FCSB, Craiova. Și pe Gigi nu prea îl văd încântat, pentru că, din felul cum discută el, pe el interesează în ultima perioadă, când simte că nu... El va încerca să câștige. Dar dacă simte că nu mai poate, Gigi se gândește așa. Cât câștig eu dacă ești campion? Atât. Nu trec decât un tur sau două prin preliminarii pe acolo și mai cheltui și niște bani. Păi nu mai bine îmi vând jucătorii mei tineri, sunt în fața acolo tot timpul, îmi vând jucătorii tineri pe care îi achiziționez în continuare și fac un... Așa? Și atunci Gigi spune, bă, cât am câștigat? Păi l-am vândut pe X și pe Y și cât am? 20 de milioane. Bun. Și dacă ești campion, câte am? Tot. Păi da, bă, mai investesc în doi tineri și mai vând doi care i-am format deja. Și tot așa. El gândește din punct de vedere material. Care este eficiența lui? El nu vrea să intre în banii lui acum. Deci a creat o independență financiară clubului și vrea să clubul se întrețină singur. Și caută soluții să întrețină clubul singur. Așa văd eu povestea.
Pentru că, acum să fiți sincer, uite ce FRO cu ce echipă joacă, parcă e Old Boy acolo. Bun, o să iese campioni, fie sănătoși. Au făcut și niște rezultate internaționale. Nu grozave. Au făcut alții mai bine decât ei. Nu? Da, și totuși s-au câștigat niște bani frumoși acum din acest parcurs. Au câștigat un campionat, dar de când se chinuie să câștige bani? Dar din, din cupele europene s-au câștigat niște... Câștigat, peste 10 milioane de euro. Dar și, au avut și contracte foarte mari. Și în același... Și bonusuri. Și în aceste condiții am înțeles că nu au fost plătiți pe luna aprilie, că s-a spus că atunci nu se plătește nimic. Păi, dar te-ai întrebat ce bonusuri au avut? Pentru că ei nu s-au așteptat să ajungă acolo. Și cum mi se întâmpla mie la club. O echipă normală din Galați, nu eram nici Oțelul, eram Dunărea sau Gloria sau cum ne zicea, sau FCM. Și potenția aia, niște oameni care... Dacă câștigați acolo, aveți atât. O sumă de bani, că nu-ți mai venea să iei pe teren de frică. Când te gândeai câți bani trebuie să iei dacă câștigi un meci. Și uite că odată la Târgu Mureș ne-am dus cu 7 copii, jucători foarte tineri ai noștri din lot. Mulți au avut cartonaș, că era ultima etapă, încă vreo 4 și a făcut un meci nu la Târgu Mureș, care avea o echipă senzațională și era la promovare. Și am câștigat atunci o primă care conducerea și-a făcut cruce. Bă, cum au făcut ăștia meci nu? Dacă e să fie Dumnezeu, știi cum e. O dată în bar, o dată afară, o dată din 11 metri pe lângă și au egalat. Mi-aduc aminte, uite, de Cătălin Savu. Cătălin Savu a dat golul, atunci era debutant, el și cu Oprea, cu Dan Oprea. I-am băgat pe amândoi debutați. Și Cătălin s-a avut pe la 35 de metri în zona laterală stânga, că el jucă fundat stânga, i-a venit mingea pe piciorul stâng și a venit un ardelean de la hotărât. Și când l-a văzut că vine ăsta de frică, că era puști, a dat înea cât a putut și i-a dat la gol. N-am mai văzut, de mult n-am văzut așa gol. 1-0. Noi am rămas mulți, noi nu știu la poartă. Bun, 1-0, ne-a dat gol în prelungiri, 1-1. Vine acasă, sună neagică. Domnul profesor, ia zi, domnule, cum a fost, măi? Doamne, m-am apărat compact pe două linii, am încercat să fac tranziția, nu știu, de ce. Și noi nu puteam să ieșim de acolo, știi, așa, că i-auzi că spun domnul, zice, ce, am făcut tranziția asta, ăsta e sistemul pe care l-am avut. Ce sistemul, că nu poți să ieși? Când e o echipă peste tine și nu pot, nu ieși de acolo, stai acolo liniștit și zici, roagă-te la Dumnezeu. Ce să, asta e realitatea, că totodată, uite că Dumnezeu a fost cu noi. Mi-aduc aminte tot așa, odată la Moreni, tot în Liga a doua, era Ion Marin, antrenor. Ăsta un gentleman, așa, venit de Liga a întâi și noi avea promovație. Și a venit în cabină la noi, frumos, acolo. Bine ați venit, frumos, pus acolo, la fiecare jucător în parte. Noi ne-am uitat, noi eram ca speriați. Vezi de la aia care ne luau cu gheoaga, cum se zice, din ce. Și când am văzut omul ăsta cum se comportă cu noi, a rămas puțin mirați așa. Și avea o echipă, vreo 7 de la Dinamo, un tare. Ce puși eu? Au ratat din toate poziții. Mi-am făcut cruci la Dumnezeu, era înainte de Paști. Doamne, să termine meciul odată. Da, mai bine, pierd, dar să termine. Deci nu se mai termina meciul. 0-0. Când e să... Asta e. Când e să fie și puțin noroc. Norocul face parte din... Când pregătirea se întâlnește cu șansa, apare norocul. Asta o mare filozof. Mai cităm și noi pe câteva negativ. Da. Va fi... Este o perioadă dificilă, va fi la fel de dificil ca să se ajungă la un nivel, să spunem, de pregătire cât de cât apropiat de cel... Dar toate sunt la fel acum. Adică e posibil și în Liga 1 să vedem meciuri care seamănă cu... ce vedeam ritmul din anii 70. Nu așa. Eu gândesc altfel. Uite, hai să vedem, îți facem o probabilitate. Un joc. Eu spun așa că... Imaginativ. Da, primele jocuri vor fi... Deci, ei joacă din elan. E plăcerea de a juca. Până la urmă, eu mă uit așa, hai să facem o comparație simplă de tot, nu, poate nu e cea mai bună, cu echipele modeste, de la un nivel inferior. Ce fac echipele astea? Unii fac două pe zi, două pe săptămână, alții nu fac deloc. Dar când se adună duminica, au plăcere de a juca. Bine, îi dorm două zile după aia. Asta e altă problemă. Dar meciul ăla dau totul din ei. Deci să nu ne mire dacă la anumite jocuri o să vedem că în primele etape jucătorii pot și dau totul din ei. După aia va fi mai dificil. Vis-a-vis de ce ai spus tu. Când începe ușor, ușor, să apară acea oboseală și lipsă de pregătire, practic. Că este o pregătire cam, nu să-i zic în salturi. Nu e în salturi, dar e în salturi așa. E o pregătire care nu e
terminată, știi? Încep, dar nu termine un lucru. Probabil că în partea a doua vor apare consecințele a competiției, care mai e de disputat. Vis-a-vis de ce se discută cu Liga a doua, păi acum cinstit, păi UTA avea cât 11 puncte, nu? Cât avea? Cam așa. Nu, 10 puncte avea, parcă. Păi erau ca și promovași, cu ce echipe aveau de disputat? Păi cum să nu fac până la TAS, mă duc? Păi ce e normal? Păi mă lași cu 5 puncte și joc, când jucăm numai între noi, pleacă, pleacă. Nu e corect, adică mai trebuie regândită ideea. Poate era mai bine să discute înainte și după aia să ia o decizie, nu? Eu așa zic. Păi nu, ce investiție a făcut orașul? Tu și de când se chinuie UTA să intre? Hai că-ți spun eu, mă, că tu nu știi. Numai câte știu de statistici, nu dacă o știu. În ce an a fost UTA ultima dată în divizie? Adică... Cred că pe vremea când... Anul. Un an? În ce an? Nu, că tu ești un mare statistic. Asta vă spun. Eu o recunosc asta. Dar eu știu pentru că atunci am jucat finala pe țară și țin minte perfect. 96-97. No. 2003. În 2003 a fost. Mi-aduc aminte că am fost, noi jucam a doua zi, mi se pare cu Dinamo, sau nu știu cine avea meci, și capitan de echipă, Zicu la Dinamo. Și cu o zi înainte au jucat ei ultimul meci acasă. 2003 era, și vă spun, era și generația... 7 jucători erau la lotul de tineret, erau... Generația... lui Cristian Ianu, care a făcut Ianu în Elveția, care a făcut senzația acolo. Dar nu mai amintesc, că erau mulți jucători de calibru care au jucat. Mărginean, parcă sau nu mai știu. Mulți. Portarul, mulți, mă aduc aminte, da. Și atunci UTA a promovat. Ce a fost acum? Atunci, nu numele, hai să dăm punctele la jumate. Eu mă gândeam la generația lui Adrian Ungur și ceilalți care promovaseră. Atunci am fost la meci. Am fost la meciul ăla chiar, în anul în care au promovat. Și a doua zi jucam noi pe același teren. De-aia știu că anul în care au promovat. Deci au așteptat, câți ani au așteptat ăștia Radu? 17. 17 ani. 17 ani. 16, spune că în 2004 au redoblat. Să aștepți o promovare și acum să vină și să-ți ia punctele, că printr-un regulament de ăsta. Care, da, dacă ai valoare, te califici. Ei, nu e cu valoarea, că punctele alea care le-a câștigat, alea 10 avans, nu le-a câștigat prin valoare. Și iar ei acum în campionat. Dar era mai bine să se anuleze campionatul? Asta vreau să vă spun. Era mai corect? Păi nu era normal. E o situație specială, asta vreau să vă spun. În situații speciale trebuie luate măsuri speciale. Păi special, de ce jumătăți în puncte? Continuăm cu punctele astea. Uite că și la Liga 1, ai văzut că au sărit Gică Popescu cu Hagi, a sărit și Dan Petrescu, au mai sărit și alții. Și lume, nu e corect. Puncte muncite de noi pe teren, lasă-ne punctele, continuăm cu ele. Și gata. Facem play-off, facem play-out, punctezi dumneavoastră, dar lăsați să jucăm cu punctele noastre, câștigate, pe merit. Jucătorii au fost remunerați pentru ce fac, le iau bani înapoi acum? Păi nu mai au atâtea puncte. Deci, dacă faci 40 ceva de puncte, ești campion. La un exemplu, sau 60. Și acum câte am? 50. Păi nu ești campion. Trebuie găsit o soluție, că pentru că eu am văzut și dacă mai și joc pe consolă acel FIFA. Cum și telespectatorul. Acel FIFA. Joci bine, de mult. Am jucat și în țări unde se joacă play-off cu echipe din Belgia, de exemplu. Și acolo se iau puncte, să știți, în play-off. Păi, dar de la ei am învățat. Da, deci de acolo se iau puncte. De la ei am învățat. Am învățat și lucruri bune. Eu aveam o echipă FC Bruges, celebra echipa FC Bruges, și când m-am trezit în play-off... Din... Câte echipe au în campionat? Belgenii? 16. Așa e la ei. Au considerat că e bine să fie sărători. 6 merg în play-off și restul 10 merg în play-off. Deci mai multe ca la noi. Da. Eu merg pe ideea celor care susțin faptul că nu e bine să luăm punctele. Echipa le-a câștigat în teren, lasă-i punctele. Ce iată în jumătăți? Ne luăm după Belgia, mâine apoi ne luăm și după Afganistan. Nu? După Nicaragua, că nu s-a întrerupt campionatul acolo. Nicaragua, Belarus. Oricum, se pare că se vor muta polii produselor vestimentare. Aici includ atât încălțămintea cât și îmbrăcămintea, pentru că se produceau foarte multe companii, produceau în Asia. Neapărat în China, Vietnam, Taiwan, eu știu ce mai era prin Vietnam. Poate vin și încoace. Au început însă produsele să se... Deci toate aceste articole vestimentare să se producă în alte zone. Văd că se produc acum iar și în Europa și în acea zonă
Americii Centrale și Caraibelor. Guatemala, am văzut, Panama, adică și-au mutat sediile anumite companii. Putem să înregistrăm în această perioadă și un progres al țărilor mai mici din anumite zone ale globului. S-ar putea. Pentru că nu vom mai vedea salariile care erau, asta e clar. Și nu cred că va mai fi o circulație chiar atât de mare a jucătorilor. Pentru că acum va fi o problemă cu răspândirea acestui virus. Tu ești băiat deștept, tu ai atacat o problemă acolo care mă stârne și întâmplător. Eu când fac mișcare, îmi pun căștere. Și ascult niște oameni care au date despre omenire. Care sunt efectele lui COVID, care cum puteau fi prevenite, ce se va întâmpla și după. Deci oamenii au niște previziuni clare. Și acum imaginea mea este foarte clară ce se va întâmpla. Eu spun de acum. Deci, de-aia spun că nu se știe dacă a fost la comandă sau nu. Deci trebuie să stai, ascult mai multe lume și după aia să spui un punct de vedere care s-ar putea să fie subiectiv până la acolo. Deci atacul va fi nu numai asupra unor persoane care au murit. Nu asta e. Deci raportat la populația României, de exemplu, numărul persoanelor decedate nu este chiar așa să ne dea peste cap. Nu. Poate au murit înainte tot de gripă foarte mulți, dar n-am știut că au murit de gripă. Nu se raporta. Acum, totul e corelat și cu altele, dar problema apare la efecte. Cauza, gata, a venit COVID-ul, a urcat pe noi, au murit câți au murit și acum să vedem ce se va întâmpla după aia. Efectele de care vorbești tu acum. De aia că ai abordat o problemă care ești cunoscută de cauză. Că deci va ataca mai multe lucruri. Și problema asta, care o spui, însă... Deci problema globalizării, circulației internaționale va fi cu adevărat o problemă, pentru că nu se va mai circula atât de liber. Asta e clar. Nu va mai putea... De exemplu, eu stau în Nepal și vreau să mă stabilesc în America de Sud. Sau eu stau în Chile și vin în Europa. Așa vreau eu să mă mut acolo. Nu mai fi chiar așa. Și într-un fel este și normal, pentru că eu am discutat toate aceste probleme și cu nașul meu, că noi suntem niște tipi care discutăm toate problemele globale. De la sport, politică, cinematografie, până la geografie, istorie și până la urmă totul se leagă de istorie, pentru că de fiecare dată când a existat un astfel de fenomen, indiferent că a fost un război, cum spuneați, un război terestru, un război cu arme normale sau acest război, poate război biologic, trebuie să te uiți de fiecare dată cine, dacă crezi, dacă, să spunem, pui pe tapet o problemă, o conspirație, o așa zisă conspirație, te uiți cine ar avea de câștigat, cine are de câștigat și cine a pierdut. Deocamdată vedem foarte multe țări care au de pierdut. Foarte multe. Da. Și, până la urmă, China a avut de câștigat, pentru că toate aceste investiții ale marilor companii americane și europene care existau în China s-au transformat într-o investiție a statului chinez, pentru că statul chinez, căzând la bursă acțiunile, a cumpărat toate acele acțiuni și este majoritar. Da, tu... Și virusul venit din China, îți spun niște întrebări. Și ăstea vor continua. Deci ăsta e un început acum. Nu se știe problema care este însă, problema este însă că dacă te uiți pe partea cealaltă a oglinzii sau prin geamul, să spunem, care există, știți, acel geam unde sunt duși acuzații de ținuții și poate vedea doar persoana care stă în spatele geamului. Cei de acolo nu pot vedea în exterior. Problema este însă că ce vor mai face chinezii, totuși cu economia lor, cu acea mână ieftină de lucru, pentru că nu vor mai apela europenii și americanii la ei. Atunci ce se va întâmpla? Se vor reorienta către alte zone. Și atunci, până la urmă, China, cu toate acea răscumpărarea acțiunilor, dacă nu are relațiile de afaceri cu Europa și cu America, China va muri, din punct de vedere economic. Nu rezistă. Da, produci, dar n-ai unde, n-ai piață. N-ai piață. N-ai piață și după aceea să-ți iei și bani. Deci există o mare problemă. Europa, în Europa virusul a fost extrem de puternic pentru că este o țară condensată, este un continent condensat. Cel mai mic continent cu populații foarte mare pentru ce spațiu avem aici. În Italia, în Spania se spune că au vrut să atace nordul Italiei pentru că acolo era industria, dar de fapt este vorba și despre poluare. Apoi Spania, Madridul,
În Marea Britanie, probabil că au tratat și lucrurile ușor, cu toate că n-ar fi numărul de victime atât de mare comparativ cu numărul populației, și tratată și la un mod pantagruelic, să spun așa, de către domnul Boris Johnson, premierul Marii Britanii, care vorbea despre autoimunizare și el da îmbolnăvit prima. Dar vom asista la schimbări majore. Turismul, cel puțin până la sfârșitul anului, va fi aproape mort. Cel puțin Italia și Spania, care trăiau foarte mult din turism, vor fi care foarte sunt efectele? Aici e problema, efect. Tu vii acum și spui, uite, dumne, turismul aia nu... Turismul și entertainmentul vor avea mari probleme. Foarte mari, cele mai mari. Cine va suferi? Deci vor suferi cei care au hoteluri, restaurante? Nu e adevărat. Băi, nu, că ea dacă nu aveau, nu făceau. Deci ei au bani. Problema este ce se întâmplă... Sau personalul pentru... care... Deci, odată personalul, doi este impozitele care veneau de acolo, care intrau la stat și care dădeau mai departe, circuitul făcea, trebuia să meargă. Asta, așa văd eu, nu știu cum. Tu ești mai experimentat, pentru că ai emisiuni tot timpul cu tot felul de domni care specialiști pe domeniile lor. Eu numai așa, eu mi-am selectat oamenii pe care îi ascult la ora actuală. Mi-am selectat ăia celebri, sunt puțini în lumea asta, care spun lucrurile pe nume și care au date. Aici e problema. Ce se va întâmpla după? O să vedem acum. Pentru că și când o să începem să vedem, aia nu. Da, și cred că la anul, pentru că deocamdată nu. Nu. Păi asta e ușor. Păi tu n-ai fost în piață? Eu mă duc în piață, cu tatăl tău m-am întâlnit azi, bine azi, în piață. Deci Ardeiul, grație, dau un exemplu simplu de tot. Da. Era 7 lei, da? Acum câteva lei. Acum, știi cât e? 14. Roșiile. 20 alea mici. Păi știu, dacă 20 au... Hai, zicem, ăstea românești, acum care au apărut, mai țin la... Nu, și zic să încurajăm produsele autohtone, nu? Păi, acum nu că iar vreau să-l citesc pe nenea Călin Georgescu, pentru care am un respect deosebit vis-a-vis de ideile pe care le enunță. Scurt, vă rog, că domnule, a zis clar, hai să investim în micul producător, pentru că noi, cu posibilitățile românilor, putem să ținem toată Europa. Noi, cu resursele care încă le mai avem, putem să ținem tot. Să fim mai bine organizați, să investim în ăștia mici, să-i ajutăm. Și hai să vezi că și omul să facă ceea ce știe. Omul să facă ceea ce știe, pentru că românul e talentat. Poate, ăla e cu pământul, ăsta este în fotbal, ăsta este nu știu ce, de o politică, mă rog. Doamna, atunci două chestiuni extrem de sensibile. Să fim bine organizați, ceea ce nu-i cazul României, asta e. Păi da, dar și doi, organizare și doi, fiecare să facă ceea ce știe. Și la noi, de obicei, cei care sunt intrați în politică, fiecare e pus în alt loc decât nu, unde se pricep. Vis-a-vis ce ai spus tu acum și cum e. Sau nu știu la ce se pricep. Nu contează ce știi. Contează pe cine știi. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost alături de mine domnul profesor Aurelian Dragan, profesor universitar, doctor, cu care am vorbit nu numai despre sport, am vorbit despre societatea în general, despre societatea globală și despre ceea ce s-a va întâmpla după COVID. Nu știm când va fi acest după, pentru că deocamdată încă suntem în acea perioadă de pandemie. Să sperăm că vom depăși cu toții și că ceea ce ne interesează pe noi ca, să spunem, pansament sufletesc, sportul va continua și vom vedea cât de curând, nu știu cât de curând, dar la un moment dat vom vedea din nou spectatori în tribune și în sălile de sport, pentru că sportul fără public nu este ca nota fără lăutari. Este ca și copilul fără mamă. Știți, Iuliana, dintotdeauna să fiți iubiți de Dumnezeu. La revedere! La revedere!